Bună, dragi copii! Cu voi este Jucărișa Engleză și am revenit cu un haul de primăvară. Am foarte multe chestii interesante și drăguțe care vreau să vi le arăt în acest videoclip. Acest coș este plin cu chestiuțe drăguțe. Așadar, hai să începem. Începem cu ce spasam de puze, iepurașul și Chip. Iepurașul are miros de caramelă, Chip are miros de ciocolată și hai să le vedem de mai aproape. Iepurașul este în formă de jucărie Tsum-Tsum. Dacă nu ați văzut așa jucărie, am să pun chiar link mai jos. Aici este special un pătrat unde poți să mai pui alte jucării deasupra, dar Chip este diferit, după cum vedeți. El este un fel de flip side, adică îl întorci și are altă față, dar iepurașul este mai mult așa, ca complet cu tot corpul lui. În fine, sunt două diferite foarte drăguțe. Aici este balsamul de buze și poți să-l pui așa dacă vrei. Încercăm să vedem dacă se ține. Am crezut că așa face un click și se ține acolo, dar parcă nu se ține bine. Și miros de caramelă foarte, foarte drăguț. Este transparent când îl aplici. Foarte drăguț. Și hai să vedem Chip. Se deschide în alt mod. Așa. Ce maro. Foarte întunecat. Miroase ciocolată, miroase foarte frumos și dulce. Hai să încercăm să-l aplicăm. Oh, bine. Este transparent când îl aplici. Foarte super. Și următoarea, acesta este un patch, poți să-l lipești pe rucsac sau pe haine. Acestea sunt cele mai drăguțe, sunt niște carnețele, niște notebooks cu diferite forme, foarte, foarte drăguțe, îmi plac toate. Să-l desfacem pe acesta cu formă de avocado. Wow, ce drăguț! Și se deschide așa, super! Și am găsit și încă un carnețel de așa ce, în acesta are magnet. Iar aici sunt radiere. Ador radierele de diferite tipuri. Uitați-vă aceste, ce drăguțe. Și încă un set cu flamingo. Aceste radiere le pui la capătul creionului simplu. Aș vrea, cred că, să fac un videoclip unde fac toată colecția mea de radiere, fiindcă am foarte multe. Scrieți în comentarii cine ar vrea să vadă colecția mea de radiere. Aici iar un flamingo foarte drăguț, un carnet care are și ceva activități. Acestea sunt stickere. Și aici primele pagini sunt cu niște activități, iar pe urmă merg paginile albe, curate. Foarte drăguț. Carnet, notebook. Și mai departe, aici este niște lipici cu sclipici. Are patru culori. Foarte, foarte drăguțe. Așa, cred că bune de primăvară. Vară. Interesante. Iar acestea sunt niște carioci. Twinsies. Ele sunt foarte super, fiindcă sunt cu două părți. Sunt duble și chiar acum și vă arăt ce am în vedere. Așadar, o parte este ca highlighter. Acesta este verde. Se vede. Așadar, evidențiator, highlighter,
într-un capăt și celălalt capăt este o cariocă așa finuță, face linii finuțe, finuțe. Ador când veriocele au două capete, sunt foarte utile. Mai departe aici am găsit niște sclipici, am găsit numai aceste două culori, dar oricum ele sunt ale mele favorite, așa că le-am luat. Aici, pentru micuții artiști, să vedem mai de aproape. Și el este un shorts foarte drăguț, după cum vedeți, este acoperit în diferite culori, ca și cum vopsea stropită. Foarte, foarte drăguț și niște pensule acolo, chiar și buzunare pentru pensule. Foarte drăguț. Shorts, apron. Apron în engleză. Și încă o chestie, așa, o... pentru copii ca să se joace, în cazul acesta a fi doctor. Mai găsisem și unul care era un bucătar, dar deja l-am dat. Aici am găsit niște garnete. Ele sunt favoritele mele în ce constă pentru a mai trece timpul. Are 80 de foi și cu diferite chestii, cu jocuri, labirinturi aici, jocuri de tic-tac-toe și multe pagini de colorat. Sunt foarte drăguțe. Toate trei sunt diferite, acesta mai mult cu unicorn și prințese. Foarte drăguț. Și al treilea. Acesta este cu iepuraș. Primăvară, desigur. Când este primăvară, desigur că este și Paștele și cum să fie fără iepuraș. Uitați-vă ce futuraș drăguț. Foarte, foarte drăguțe aceste cărnițele. Mai departe am găsit niște jucării care cresc în apă. Eu am făcut câteva videoclipuri cu așa tipuri de jucării. Le voi pune la sfârșit de acest videoclip ca să faceți click dacă vreți și voi pune link-urile în descriere. Ele cresc cu 600% mai mari, sunt foarte drăguțe. Este un proiect foarte interesant pentru copii. Scrieți în comentarii neapărat dacă vreți să le cresc și pe acestea, aceste proscuțe și puișori în apă, să vedem împreună cum cresc, cât de mari cresc. Așa că neapărat scrieți în comentarii, vreau să știu dacă vreți să vedeți. Aici, stickere, ca de obicei. Eu cred că în fiecare... Nu știu dacă am avut vreun haul ca să fie fără stickere. Cu diferite chestiuțe pentru primăvară, mai mulți puișori și iepurași, foarte drăguți. Sunt foarte multe stickere în fiecare carnet, aici se zice că 200 de stickere, așa că este mult de lucru pentru copilași să fie ocupați. Ce drăguț! Foarte mulți morcovi, carrots, morcov, carrot. Uitați-vă ce iepurași frumușei și puișori. Acestea sunt niște brățări, bracelets, care luminează în întuneric. Aici este un set și așa, cu acestea vreau să fac un DIY project. Sper să se primească, fac videoclip dacă se primește. Și setul acesta este foarte drăguț, are foarte multe chestii în el. Acum îl deschidem. Și așadar, mai am încă trei lucruri care să vi le arăt. Încep cu această căsuță pentru păsări. Bird house, casă pentru păsări. Bird house.
este de lemn și este foarte, foarte drăguț. Ador că vine cu vopsele și cu pensulă, poți să-l vopsești și desigur că are și ceva desenat pe el. Fluturaș, butterfly, un milk, snail și flori, flowers. Oh, și o buburuză, ladybug. Pensula și vine cu trei culori. Fel de verde, green, pink, roz și yellow, galben. Avem un hamburger aici, foarte interesant. Care se deschide întâi? Setul sau hamburger? Hai să deschidem setul și pe urmă deschid și acest burger, hamburger. Oh, multe unes. Stickere, LOL. Mi-a plăcut foarte mult că sunt foarte multe păpușele. LOL. Eu zic LOL fiindcă este varianta engleză, după cum vă știți, eu locuiesc în America și aici tot zic LOL. Dar LOL, LOL este cred că ok, sau LOL, mai simplu, da? Păpușele multe, multe. Ok, și setul! Ador că tot este în cutiuța aceasta drăguță și stă tot împreună, adică ai deschis, te-ai jucat cu acest set, ai scris, ai desenat, pe urmă l-ai închis înapoi și nu pierzi chestiile din el. Așadar, e desigur tematica de primăvară, floricele, iepurași. Acesta este un carnet de colorat și activități. Iar acesta este un carnet sub formă de ou de Paști. Envelopes și aici pui... Oh, căreuci, micuțe, drăguțe. Acolo pui scrisori, de exemplu, scrii cuiva. Îmi place foarte mult ideea, fiindcă vine tot setul gata, ai și careocile și chiar și stickerele. Foarte super. Aici este un carnet mai mare. E simplu. Și iată setul. Și am rămas doar un lucru de deschis. Cred că este cel mai favorit al meu din acest haul. Uitați-vă. Arată parcă un hamburger, ceva de genul, da? Și când deschis, este o oglinjoară și pieptene sau perie de păr. Hairbrush. Cât de drăguț. Ador ideea. Este foarte compact și, da, îmi place că are și oglindă și pieptene și îmi place forma. Ador. Foarte, foarte super. Și cred că din acest haul mi-a plăcut doar 3 chestii cel mai tare. Iepurașul și Chip. Și, desigur, pielea de păr. Dar, desigur, că toate restul sunt foarte super. Neapărat scrieți-mi în comentarii dacă vreți să cresc aceste broscuțe și puișori în apă, să vedem cât de mari cresc. Îmi place că este setul câte 2, cred că voi pune una să crească și una va sta mică ca să avem cu ce cumpăra. Adică să cumpărăm rezultatele. Și așadar. Și acesta este haul-ul de primăvară. Vă aștept să-mi scrieți în comentarii ce v-a plăcut de aici. Și bine, dragii mei, v-am pupat, nu uitați să dați like la acest videoclip, ne vedem în următorul!